Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În urmă cu ceva mai mult de două luni, un criminal a ucis 5 oameni și a rănit alți 4 la marginea comunei Ialomițene-Sintești. Ucigașul, care avea de altfel o lungă istorie de comportament agresiv și fusese deja sancționat pentru diverse alte acțiuni periculoase îndreptate împotriva comunității, nu a fost nici măcar reținut, dar minte să fie arestat după comiterea faptei. Mai mult, după atac, poliția i-a dat acestuia și dreptul de a folosi în continuare arma cu care a ucis și rănit 9 persoane. Vi se pare de neînțeles, nu? Sau măcar de neacceptat ceea ce tocmai am spus? E bine, e perfect adevărat, cu precizarea că ucigașul a folosit un automobil pentru a ucide 5 oameni și a răni grav alți 4. Dacă ar fi fost vorba de un pistol, un cuțit, o bâtă, o travă sau pumni goi, pur și simplu, el ar fi fost fără nicio îndoială arestat și judecat în stare de arest după o faptă atât de gravă. Asta dacă nu care cumva o expertiză psihiatrică l-ar fi declarat irresponsabil și el ar fi fost închis direct într-o unitate de tratament psihiatric fără să mai fie judecat. Dar în România pare să existe imunitate pentru ucigașii care folosesc autovehicule în loc de cuțit, bâtă, topor sau pumnii goi. Pentru că șoferul care a intrat pe contrasens și a provocat cumplitul accident rutier din Sintești, Ialomița, pe 29 iunie anul acesta, când a ucis 5 persoane și a rănit alte 4, nu doar că nu a fost nici reținut, nici arestat preventiv, dar a și primit, după reținerea permisului, o dovadă care i-a permis să șofeze în continuare încă 15 zile. Iar acest șofer, vă reamintesc, avea deja 10 de sancțiuni pentru încălcarea codului rutier și avusese permisul suspendat de 3 ori, între 2018 și 2020, pentru depășirea vitezei, deci cu cel puțin 50 de kilometri peste limita legală. Adică, în mod normal, el ar trebui să fie considerat recidivist. Dar nu și când vine vorba de codul rutier în vigoare, unde o îngăduință inexplicabilă favorizează și încurajează, de fapt, nesimțirea și irresponsabilitatea la volan. Iar faptul că țara noastră este de zeci de ani în topul mortalității rutiere este efectul direct al acestei atitudini indulgente și al acestei complicități a legiuitorului cu agresorii de la volan. Și cineva observa ieri foarte corect că poliția oferă siguranță și încredere ucigașilor de la volan și nu victimelor acestora. Firește, poliția nu face decât să aplice legile care sunt în vigoare, la fel ca și procurorii și judecătorii. Există limite în acuzațiile pe care le putem face împotriva acestor autorități din România. Problema e cu atitudinea parlamentarilor față de acest flagel și aș fi spus indiferența parlamentarilor față de cauzele miilor de morți violente de pe șoselele României, dar eu nu mai cred că e vorba de indiferență, ci de complicitate de-a dreptul. Nu de alta, dar periodic apar inițiative parlamentare de diluare suplimentară a codului rutier, în loc să fie invers, iar când te apuci să sapi un pic, observi că aceste inițiative ajung să fie susținute de zeci de parlamentari care sunt și ei niște cocalari la volan, cu permise suspendate și numeroase sancțiuni pentru încălcarea regulilor rutiere. Și acum două luni am vorbit despre tragedia de la Sintești-Ialomița și despre semnificațiile sale, aveam atunci o încheiere care este, din păcate, la fel de valabilă și azi. Așa că o să o mai difuzăm o dată, că poate o aud de data asta cei cărora le este adresată, și o să ne menținem această opinie până când parlamentarii vor da în sfârșit dovadă de responsabilitate față de hecatomba de pe șoselele României și vor face în sfârșit ce trebuie să facă pentru societate, nu pentru ei înșiși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.